schițe americane. A început deci pentru mine în acest canion montan o viață de pădurar, în aparență uniformă, dar totuși nelipsită de aventuri. Mă trezeam zilnic, când cerul era încă cenușiu și coboram la defileu, unde găseam de regulă deja aprins focul și pe scoater, pregătind micul dejun. La acesta subiectele de discuție ne erau oferite de întâmplările de noaptea precedentă. Deci, uneori se întâmplau să fie pagube făcute în prisacă de către jderi, alteori găseam urme de animale mai mari prin apropiere și atunci amplasam ambuscade și piedici, sau din nou vorbeam despre vremea ploioasă care se apropia și despre necesitatea de a face acele provizii care nu pot fi procurate decât de la oraș și care trebuiau făcute de vreme, pentru că în timpul umflării păraielor și ale lui Santa Ana River, șoselile între oraș și caniuanele sunt întrerupte. După micul dejun care se încheia mereu înainte de răsăritul soarelui, scoaterul apuca toporul și se apuca de construirea colibei, iar eu îmi aruncam pe umăr carabina și mă îndreptam către cărările cerbelor. Erau zile în care mă întorceam cu mâna goală, ceea ce se întâmpla mai ales atunci când nu eram suficient de atent pentru a nu mă da de gol. Totuși, în mai multe rânduri aduceam cu mine fie o antilopă, fie un țap de munte. Carnea acestor animale o tăiam în felii subțiri și le afumam la fum sau, atârnându-le de o sfoară de, le uscam la soare. La ora 10, ne culcam amândoi lângă prâu, pe un pat de mușchi și până la ora 12 ne făceam siesta pentru că în această parte a zilei este atât de fierbinte încât nici măcar iarna nu este posibil să lucrezi ori să umble prin munți. După amiază, când vântul care bate zilnic dinspre Oceanul Pacific a răcit aerul, luam din nou pușca, dar nu carabina, ci pușca obișnuită cu alice, cu două țevi și plecam să împușc păsăriet omoram fazani care de regulă stăteau așezați pe cactus și care fug la apropierea vânătorului de jos, ca și mai prepelițe de munte care trăiesc cu milioanele pe versanții muntelui și pe lângă izvoare. În timpul acestor excursii întâlneam destul de des șerpi cu clopoței. Acestor reptile le place să se cațăre pe pietre bine însorite și să se încălzească la soare. De regulă, fugeam vânzându-mă de departe. Uneori însă trebuia să mă lupt cu ele. Odată, plecând la răsăritul soarelui, am zărit chiar pe drum un șarpe. M-am gândit că reptila îmi va ceda trecerea, după cum se întâmpla ca de obicei dar ea și-a ridicat o jumătate de trup și, înclinându-și capul, a început să sesea. Am putut atunci să mă uit bine la ea. Capătul cozii sale, ridicat în sus, se deplasa la stânga și la dreapta atât de repede încât sunetele individuale ale clopoțeilor se uneau într-un singur ton, destul de înalt. Șarpele, probabil, era fie enervat de ceva, fie mâncase atât de mult încât nu avea chef să fugă. Tăindu-i coada, am numărat 17 clopoței, ceea ce însemna că reptil avea 17 ani. Era, prin urmare, bătrână și periculoasă. De la cea întâmplare am strâns deja o frumoasă colecție de cozi, de de cu clopoței, pentru că fără să le număr pe cele obținute personal, am primit mai mult de 20 de scoateri și indieni. Cele mai mari dintre ele ajung la 11 clopoței, deși deseori se nimeresc și șerpi mult mai bătrâni. În San Francisco am văzut un șarpe cu 40 de clopoței pe coadă. Întorcându-mă de la vânătorile de după amiază, de la păsări, trofeele erau aproape întotdeauna curios de bogate, împușcând zile întregi de dimineață până seară, iar uneori chiar și pe lună plină căpătam tot mai multă experiență. Îmi ajuta aceasta în obținerea acelor progrese în arta vânătorii care constau într-o ciudată perfecționare a simțurilor văzului și auzului. Erau însă cu adevărat și foarte bune condiții de igienă pentru atingerea lor. La Varșovia scriam uneori nopțile până la orele 3 sau 4 dimineața. Aici mergeam la culcare la apusul soarelui. Mă sculam în zori. Dar pricina principală pentru această perfecționare a simțurilor se găsea tocmai în această viață sălbatică în pădure. Obligativitatea de a cerceta împrejurimile cu privirea privirea cu atenție în adâncurile pădurii în rupturile întunecoase ale stâncilor atenția încordată și precizia cu care trebuiau acestea făcute iată adevărata gimnastică cu ajutorul căreia simțul, după câteva luni, se întărește și se ascute precum un bici. În munți, pe cât de gălăgioase se întâmplă să fie nopțile, pe atât ziua, mai ales în ceasurile de caniculă, când tace chiar și păsăretul, pădurea virgină este atât de tăcută precum un mormânt. Auzul, obișnuit cu această tăcere netulburată, nici de zgomotele și vorbirea omenească, nici de glasurile ființelor, devine atât de finț și sensibil precum auzul deținutului care își duce viața într-o celulă tăcută. Ascultările atente la vânători și singurătatea îl exersează și mai mult. Ajungi în cele din urmă la aceea că, conform cuvintelor lui Mickiewicz, cel mai mare poet polonez, auzi cum fluturile se leagănă pe firul de iarbă, cum șarpele cu pieptul alunecos atinge plantele. Adesea, când stăteam și scriam în coliba în construcție, iar Jack lucra la câteva sute de iarzi de părtare, în șanț auzeam cum îi vorbea câinele și auzeam cu o așa precizie, încât puteam să reproduc fiecare cuvânt. Știam de asemenea și când se întorcea la casă și când pleca mai departe în pădurea virgină. Iată, cum trasul cu pușca îmi ocupa cea mai mare parte a zilei, dar între ocupațiile mele zilnice se găsea și scrisul. O putere de neînvins mă obliga în permanență să împărtășesc cu cititorii această cărare de munte, atât de originală încât mi se părea chiar mie însumi o halucinație și parcă un vis. Care atât de rar se întâmpla oamenilor din profesiunea mea, și era atât de sănătoasă încât aducea o liniște uriașă pentru mine, pentru viața din oraș, și parcă începutul unei a doua tinereți după încheierea primei. Este însă mai ușor să vrei să scrii decât să duci această dorință la îndeplinire. Lăsând la o parte faptul că deseori degetele mele înțepenite sau rănite de stânci nu voiau să țină pana, erau și alte greutăți. Instrumentele de scris le-car mereu cu mine. Le aveam prin urmare și atunci în sacii de voiaj. În schimb, Jack nu avea nici masă, nici scaun și nici alte lucruri asemănătoare care nu ni se par ceva absolut necesar. Trebuia deci să mă gândesc să-mi amenajez un birou de lucru comod, pentru că unul incomod nu permite să-ți strângi gândurile, să te concentrezi și să te dedai în întregime scrisului. Dintr-un stup tip dulap am reușit doar cu ajutorul unui topor să amenajez o masă strașnică, care avea chiar și un sertar, care nu permitea cu hârtia să se ude de la roa nopții, iar pentru crearea scaunelor am urmat modelul mexicanilor. Însă, locuind la Anaheim, am vizitat stâncile oierilor. Aceste așezări se afla în plină stepă și se compun dintr-un adăpost ansamblat după cum de Dumnezeu din scânduri, deseori chiar fără acoperiș și dintr-o imensă îngrădire sau coral, care poate adăposti câteva sute de vite care în timpul zilei pasc în stepă. Mexicanii și metișii care locuiesc în aceste așezări trăiesc aproape în sălbăticie. Ziua aleargă pe cai după vite prin stepă, seara stau în colibă în jurul unui foc din coceni de porumb și joacă cărți. Pentru mine ar fi fost indiferent dacă nu ar fi faptul că nopțile pe măsură apropierii toamnei deveneau tot mai reci iar în zori cădeau asemenea rouă înbelșugată, încât pătura groasă de deasupra cu care mă înveleam se întâmpla să fie atât de udă că după o ploaie cu găleata. Asta a început să mă afecteze ca pe unul neobișnuit cu dormitul sub cerul liber. Jack îmi oferea cortul său, dar nu voiam să primesc pe de o parte, pentru că nu voiam să iau locul de odihnă pe de altă parte, pentru că acest cort era doar o bucată de pânză găurită, întinsă între par și care nu acorda aproape niciun adăpost. M-am gândit prin urmare că mai bine va fi să-l ajut pe Jack în construirea acoperișului. De atunci, ecoul repeta zilnic loviturile a două topoare. Treaba a început să înainteze, fără îndoială, mai repede. N-am fost niciodată un mare specialist în dulgherie, și până acum nu aveam despre ea o idee clară. Însă, ajutorul a două mâini, chiar neîndemânatice și reprezentând doar forță, are un asemenea lucrurile o valoare inestimabilă. Înainte de exemplu, Jack trebuia să care câteva mile engleze, câte un trunchi subțire, acum că ram câte două sau chiar câte trei, legându-le cu sfori. Mi-a venit în minte ideea de a înhăma la trunchiurile mai grele pe mustangul meu, dar aceasta s-a dovedit nepractică, pentru că singura cale de acces spre adâncul pădurii Virginii era albia prăului astupată din loc în loc cu pietre, iar în alte locuri atât de adâncă încât nu numai calul, dar și omul era în pericol de a se cufunda. Am cumpărat acest cal de la Nelburg pentru 8 dolari, ceea ce reprezenta un preț destul de mare. Al meu mai avea și pe acela că nu te lăsa să te apropii de el. Când mă apropiam de el, vrând să-i pun șaua, își rotea ochii plini de sânge, își culca urechile, mușca și izbea cu picioarele atât de tare, încât trebuia să-i strâng din toate puterile la soul în jurul gâtului și abia după ce era pe jumătate sufocat, puteam să fac cu el ce doream. Totuși, de regulă, doar primele luni de conviețuire cu calul se întâmpla să fie atât de neplăcute. Mai târziu, animalul se obieșnuiește cu singura ființă care se învârte pe lângă el, îi dă să mănânce, îl curăță și îl supraveghează. Încet-încet, relația, neîncetând să fie aspră, devine prietenoasă. În timpul primelor săptămâni, am încercat zadarnic să-mi domolesc bividiul. Între timp, Jack m-a sfătuit să încerc să-l domesticesc prin foame. După cum mi-a spus, așa am făcut. Am legat intenționat la soul scurt de, cap de copac, așa încât calul să nu poată paște iarbă plină de sevă, care creștea de regulă pe sub stejar și m-am îndepărtat. La miază i-am dat să bea, dar nu i-am dat să mănânce. Seara i-am adus într-o cutie de tablă puțin porumb. Am dat puțin drumul la, la sau și, așezându-mă în apropiere, i-am strigat. Mergi! Mustangul, conform obiceiului, și-a culcat urechile, a tras de câteva ori de șnur și nici nu se gândea să se apropie, am strâns iar șnurul și am plecat. Abia atunci când convins ce poate face o domesticire atentă și grijulie cu un cal, la fel ca toți mustangii și al meu avea o blană lungă, încălcită, o coadă crescută alandala și o coamă care stătea băț. După o lună de străduință, când noaptea îl înveleam în pătură, când îi dădeam excelență mănânce, când îl curățam zilnic, gâtul i s-a Arcuit într-un arc superb, în ochi a început să-i strălucească deșteptăciunea și fantezia. Coama e devenit subțire și delicată, blana strălucitoare. Într-un cuvânt a devenit aproape un cal de rasă, la care mai apoi mexicanii și indienii priveau cu o dorință de posesie nedisimulată. Calul trăiește din ceea ce găsește el însuși. Este adevărat că primăvara și iarna plante de pășunat există peste tot în Belșug, dar vara, în iulie și august, când soarele arde ierburile, transformându-le în praf, iar prerie arată ca o masă cu crăpături. Caii mor de foame și se mințin în viață doar rozând frunzele sălciilor și ale altor copaci crescuți lângă albiile secate ale prăurilor. E ușor de înțeles că mustangii care trăiesc în condițiile de mai sus trebuie să fie răi și sălbatici trăind în cea mai mare parte a anului într-o herghelie, nu văd vreo față omenească, iar când apare vreun om sau doi, este doar pentru a roti un lasou lung peste herghelia înspăimântată, prinzând caii, sufocându-i, apoi încălecându-i și îmboldindu-i cu asemenea pinteni pe care în Europa le purtau doar cavalerii medievali. Dacă nu ar fi această creștere sălbatică a cailor în stepă, dar în fapt nicio creștere, mustangii, având în ei sângele vechilor cai spanioli, ai nepoților acestor armăsari care, împreună cu arabii, au venit în Spania din răsărit încă din anul 711, ar fi putut crescuți ca o rasă frumoasă și foarte bună pentru călărit. O dovadă în acest sens sunt mustangii din sudul Texasului, special crescuți în unele localități care în concursurile hipice îi înving pe cei mai vestiți cai de curse din Canada și care ajung la prețuri de poveste. Totuși, în general, mustangii nu se disting prin frumusețe. Au, de regulă, un cap mare, fruntea ieșită în evidență, blană răsucită și picioare păroase. Sunt însă deosebit de rezistență. Mexicanii nu călăresc niciodată altfel decât în galop. De îndată ce îl simte pe călăreț în șa, calul își azvârle picioarele din față și, intrând în galop, nu mai schimbă pasul, chiar de ar trebui să străbată 20 sau 30 de mile, fără oprire. Prelucrarea scândurilor ne lua cel mai mult timp, pentru că, din lipsa unui fierăstrău mare, trebuia să le lucrăm din topor, ceea ce în primul rând dura mult, iar în al doilea, dintr-un trunchi întreg, făceam doar o singură scândură, atât de greoaie și urâtă ca formă, că era cu adevărat asemănătoare unui trunchi subțiat decât cu o scândură. Când, în sfârșit, scheletul acoperișului din par a fost gata, fixam aceste scânduri transversal cu niște cuie lungi. În două săptămâni am prelucrat 10 scânduri late, iar cum Jack avea deja gata cam de două ori mai multe, într-o altă săptămână, am terminat cu acoperișul și coliba era gata. Ne uitam cu mândrie și satisfacție la opera noastră, deși, dacă era să privim cu un ochi mai obiectiv, mai lăsa mult de dorit. Casa se compunea dintr-o încăpere care putea cuprinde două așternuturi din mușchi, câteva capete de bizoni și biroul meu. Terminând casa, am înconjurat-o cu un șanț care nu permitea accesul șerpilor, după care nu mai rămăsese nimic de făcut decât să-i plantăm în jur smochini, portocali, piersici și tufe de migdal. Aceasta era însă o treabă pentru mai târziu, pentru că trebuia să ne ocupăm de colectarea de provizii pentru vremea ploioasă. Dar, între timp, sănătatea mea a început să dea rateuri. Munca grea și obositoare într-o caniculă m-a doborât cu dureri mari de cap, iar șederea în fiecare seară lângă foc, în timpul nopților reci, m-a potcovit cu un guturai atât de puternic cum nu mai poate înainte de potopului noi a mai existat. Am înghețat, și întreaga zi următoare a trebuit să zac în mușchiul ce mi servea drept pat. Dacă asta se întâmpla într-un alt climat, nu atât de extraordinar de sănătos, desigur, aș fi căpătat febră ori o pneumonie. Dar despre febră aici nimeni nu a auzit niciodată, iar plămânii mei, spre deosebire de inimă, se aprind foarte greu. Pe de altă parte, bunul meu Jack toată ziua următoare a fiert pentru mine ceai japonez, iar seara mi-a adus o ceașcă cu o fiertură din niște verdețuri, se pare foarte eficiente. Și într-adevăr a doua zi mi-a fost deja mai bine, cu atât mai bine încât în zori am putut merge la vânătoare. Grija și prietenia pe care mi le-a arătat Jack mi-au cucerit inima. Jack era un om nu foarte educat, cu o pregătire elementară ca oricare american, dar având multe calități rare chiar și la oamenii cu cea mai înaltă educație. Este însă puțin sumbru și nu prea vorbăreț. Totuși, seara lângă foc își dădea drumul la vorbă. Am afirmat că lipsa preocupărilor pentru detalii este o caracteristică generală. A americanilor și repet încă o dată că nu există în lume un al doilea popor care să nu reunească în sine toate calitățile și defectele unei naturi cu adevărat bărbătești americanul nu are mobilitatea franceză și nu este cu siguranță capabil de asemenea sentimente atât de delicate sau de trăiri sufletești, atât de subtile ca de exemplu francezul sau polonezul cui o asemenea caracterizare îi s-ar părea exagerată sau prea generală, acelui îi vom spune că nu am căutat-o și n-am găsit-o prin marele orașe unde toate piepturile se acoperă cu una și aceeași măsură a croitorului, ci acolo unde trebuie să fie căutată adevărată America, acolo unde zace puterea ei, sănătatea ei și viitorul ei, respectiv în micile așezări rurale, în fermele numeroase, precum nisipul mării din părțile de graniță, de pe țărmuri din munți, printre oamenii moderat de bogați, dar mobili, întreprinzători și efervescenți. O, îmi este greu chiar să exprim cât este acest popor de tânăr, ca un vultur, cât e plin de forță interioară în fierbere și aș fi trimis bucuros aici pentru a-și recăpăta sănătatea o anumită societate cunoscută mie pentru care binele social este o monedă de prisos, fără circulație în care totul s-a diminuat, energia și munca sunt Fraze: bărbații sunt bolnavi de nervi și de lipsă de sânge, dar în schimb își încrucișează limbile precum spadele, țes bârfe pe care le duc damelor lor proaspăt scoase din cuptorul opiniei publice ticăloase. Personal însă cred că în ciuda aparențelor de asprime în special scoaterii, coloniștii sunt oameni în cea mai mare parte cinstiți, dar și foarte blânzi, pentru că trăind în singurătate nu cunosc deziluzii și dezamăgiri care ascut caracterul. O asemenea blândețe posedă și Jack. Temperamentul lui era destul de rece, iar energia lui înnăscută, care ea în sine era în stare de fierbinte, era înghițită de muncă. La toate acestea, cum în mod natural era puțin înclinat către meditațiile și cum ducea o viață demnă de un adevărat Robinson, s-a creat în el ceea ce apare de obicei la cei singuratici, respectiv obișnuința de a privi în interior și a evaluării proprii. În discuțiile noastre intime de seară, lângă foc, mi-a spus că adeseori îi se pare precum că ar exista doi de gec. unul care construiește casa, taie lemne, gătește mâncare în șanț și un altul care nu face nimic, ci doar se uită la primul. Se întâmplă totuși ca un om care trăiește în singurătate să mediteze nu doar asupra sa, ci și la natura care îl înconjoară. Am încercat să aflu și o fi pus, joc întrebarea dacă există și care ar fi ideea din acele stânci enorme care taie înclinarea albastrului cerului, din acele izvoare aruncate precum o plasă de argint peste văile munților, din copaci, din tufișuri, din lumea animală și, în sfârșit, din soare și stele. Doream să mă conving. Oare există în el sentimentul Duhului Naturii, sau o oarecare întrezărire a unei unice legități a universalității existenței? Adesea mi se întâmpla să citesc despre asemenea filozofi rudimentari. După un oarecare timp de trai în comun, Jack mi-a propus să rămân cu el pentru totdeauna. Oamenii de la orașe au mult mai multe probleme," îmi spunea, iar aici este liniște. Vom crește albini câte vom dori noi înșine, vom defrișa de două ori mai multă pădure virgină, vom cultiva ors și porumb, vom semăna tutun, coliba o vom înconjura cu portocali, smochini și tufe de migdal alb. Va veni vremea când oamenii se vor stabili aici." pământul va începe să aibă preț și atunci când eu nu voi mai fi, vei deveni proprietarul clemului tău și al celui al meu, care, luate împreună, vor crea o asemenea fermă, care, pentru Dumnezeu, nu mai există de la Oceanul Pacific până la lacul Sărat. În pădure se trăiește liniștit. Rămâi! Era pe la a doua parte a lunii octombrie, în jurul orei 12 la amiază, și s-a așezat o asemenea tăcere peste împrejurimi, încât munții, stâncile și codrii păreau cuprinși de un som fermecat. Nicio frunză nu se mișca pe vreun copac. Scriind în colibă, auzeam cum ghindele coapte ale stejarelor negri se rupeau din lăcașul lor și șopotind pe frunze se izbeau pe pământ. Canicula era de pe nesuportat. Aerul în devenise atât de irespirabil încât după o clipă scurtă, neputând să scriu, am pus pana de o parte. Inima și pulsul din tâmple băteau într-un ritm accelerat. Nu înțelegeam ce se întâmplă. Oare eu sunt bolnav? sau poate în natură trebuie să se petreacă ceva neobișnuit. Voiam să-l întreb despre aceasta pe Jack, dar acesta la o oră s-a dus să se îmbieze în pârâu și încă nu se întorsese la colibă. Deci m-am culcat pe mușchi și am început să-mi șterg sudoarea care îmi curgea din belșug pe frunte. Între timp atmosfera devenea tot mai sufocată. Nu mai aveam nici îndoială că vreo boală venea peste mine, când deodată am auzit de departe mersul apăsat al lui Harrison. După o clipă a intrat în colibă, obrajii îi erau rumeniți, dar ochii cumva stinși, iar fruntea nu mai puțin acoperită de sudoarea decât a mea. Dar ce se întâmplă cu noi, Jack?" l-am întrebat. Vântul Santa Ana a răspuns. Știam deja ce înseamnă asta. Cititorul, privind la o hartă foarte exactă a Californiei, va zări cu ușurință două lanțuri aproape paralele de munți: Santa Ana și San Bernardino. Lanțul Santa Ana, mai scund și mic, se întinde mai aproape de Oceanul Pacific. Importanții bernardieni se înalță în interiorul regiunii. Constituind parcă coloana vertebrală a părții sale sudice. Iar după acești munți, statul California se întinde încă mult spre est, până la râul Colorado, care reprezintă granița cu statul Arizona. Întreaga această parte nu este decât un pustiu neted, nisipos, care din loc în loc este întreruptă de ridicături instabile sau de lacuri fără nume, din care în cea mai mare parte a anului apa lipsește. Râul Colorado, care reprezintă granița cu Arizona, nu este și granița pustiului în fapt, malurile râului roditoare și acoperite de vegetație se întind ca o panglică verde până la golful celor trei regi, dar dincolo de râu, pustiul începe din nou și cuprinzând cea mai mare parte a Arizonei se întinde spre est până la nenumăratele șiruri de munți, care acoperă partea centrală a acestui stat, iar înspre sud se întinde până la provincia mexicană sonoră. Am organizat cu Harrison un mare consiliu de război. Calul, eliberându-se din lanț, nu putea decât să coboare în șanț, pentru că altă cale nu exista, iar prin șanț nu putea să o ia decât fie spre est către munții bernardieni, în care caz nu ar fi fost greu să-l găsim, pentru că pârâul în sus devine de netrecut, fie spre vest către Anaheim. În acest caz, din urmă, treaba ar fi fost mai dificilă, pentru că, pe măsură ce cobora, pârâul se lărgește, iar canionul are tot mai multe poiene laci, acoperite de pădure. Mă gândeam să cercetez și pădurea virgină, în mijlocul căreia stătea și coliba noastră, însă Jack m-a asigurat că un animal atât de mare precum calul nu ar fi putut niciodată să treacă printr-un desiș atât de compact și prin gemul de liane și așa și fost în realitate. De altfel, după terminarea colibei, nu aveam cu Jack prea multe de făcut, deci imediat după micul dejun ne-am ocupat de pregătirile pentru expediție. Nu se știa cât va dura, deci fiecare dintre noi și-a luat o mică rezervă de pesmeți și carne uscată, iar în afară de aceasta fiecare s-a înarmat ca pentru război cu carabină, revolver și cuțit lung. A găsit sau cel puțin susținea că a găsit o urmă proaspătă, deși eu n-am putut vedea în ea vreo deosebire de cele mai vechi. Calul a coborât, după cum am presupus, către pârâu. Alte urme, următoare, viind de la cărăruie, o arătau în mod clar. Calul putea merge în susul pârâului sau în jos către Anaheim. Aici trebuia eu și Jack să ne despărțim. Eram în aproximativ o așa stare de spirit. Mereu noi voi, noi forme de stângi, noi arbori îmi treceau prin fața ochilor. Întregul drum, întrucât anterior îl străbătusem noaptea, mi se părea nou și necunoscut. Dar împrejurimile erau nelocuite, tăcute, iar liniștea era tulburată doar de buzăitul marilor muște aurii, după care alergau păsările. Fermecat mergeam foarte încet și mă opream la fiecare pas. Între timp, soarele s-a ridicat sus de tot și a început să ardă. Căutând un loc mai ridicat, acoperit cu mușchi, m-am culcat la umbra unui stejar, am mâncat o bucată de pesmet cu carne uscată, iar apoi, încredințându-i câinelui paza, am adormit. Toată noaptea am dormit puțin, pentru că trebuia din timp în timp să pun crenci pe foc, pentru ca el să nu se stingă. Diferite glasuri de animale ajungeau până la mine. Ca de obicei noaptea, dar nu-mi făcea mari griji, având lângă mine un foc luminos, un câine vigilent și o carabină bună. În plus, cangurul și ursul, singurele animale periculoase, nu sunt aici prea numeroase și nici nu atacă ele primele oamenii, deci nu era nicio primejdie. Între timp mergeam tot înainte, nefiind prea îngrijorat că m-am rătăcit. Știam că, în cele din urmă, orice pârâu mă va conduce până la urmă la poalele munților, iar apoi în valea în care se găsesc Anaheim, Santa Ana, Orange, etc. Și iată că, pe la amiază, am început să ies din labirintul munților. Vârfurile de pe ambele părți ale părului deveneau tot mai scunde. Coridorul de stânci se transforma într-o vale largă. Peisajul se deschidea tot mai mult. În sfârșit m-am oprit și am privit înaintea mea. Jack, auzind că mă apropii, mi-a ieșit înainte foarte bucuros. Calul era deja adus înapoi. Jack l-a găsit la 10 mile în lateral de prâul nostru, într-un canion lateral. Dar Jack probabil mai avea să-mi spună ceva, pentru că m-a oprit și apoi a început să scoată vălătuci deși de fum din pipă și să clipească des și să-și rotească ochii amuzați. Dar ce mai e, Jack?" l-am întrebat. Hmm, am urmăit. Vrei să-mi spui ceva?" Da, Oare te simți foarte obosit? Puțin, dar de ce? Pentru că trebuie să plecăm la Pleasant încă în noaptea aceasta. Dumnezeule! Mâine, în zori, trebuie să începem vânătoarea. Oare sunteți de acord să veniți cu mine? Desigur! Numai că am fost de acord, dar aproape că l-am sufocat pe Jack îmbrățișându-l de bucurie. Apoi am curățat armele, am pregătit tot ce era necesar și peste două ore am pornit la drum.